Guvernul propune Parlamentului printr-un proiect de lege modificarea prevederilor referitoare la acordul părinților pentru ieșirea din România a minorilor. În acest sens, declarația de acord a părintelui care nu îl însoțește pe minor în timpul călătoriei poate fi eliberată pentru mai multe călătorii, respectiv pentru o perioadă de până la 3 ani, fără menționarea destinațiilor. De multe ori au existat nemulțumiri, îndeosebi în rândul minorilor care călătoresc frecvent pentru a desfășura în afara țării activități culturale, sportive, educaționale. Au fost situații în care trebuia să fie o deviere de pe traseu inițial din diverse motive și nu putea avea loc acel transport de persoane pentru simplu motiv că în declarațiile de conformitate care însoțeau persoana minoră era trecut o altă destinație și o altă rută. Aceste lucruri trebuie evitate și s-a încercat să se modernizeze puțin întreaga legislație pentru a intra în spirit european. E practica generală europeană de a avea aceste declarații de acord ale părintului însoțitor mult mai puțin rigide decât au fost până acum. Scopul acestor modificări este de a găsi soluții adecvate, ușor de îndeplinit și mai puțin costisitoare, privind condițiile în care cetățenii români minori pot călători în străinătate însoțiți de părinți sau de tutori legali. Modificările țin seama și de legislația mult mai permisivă în acest domeniu din alte țări ale Uniunii Europene.